În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preiubiți și preacinstiți părinți, iubiți credincioși, în Evanghelia după Marcu, capitolul 12, versetul 30 și mai departe 31, se spune de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, din toată inima ta și cu toată puterea ta. Iată patru lucruri. Și mai departe, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Această poruncă de a iubi pe Dumnezeu din tot sufletul, din tot cugetul, cu toată inima și cu toată puterea noastră, reprezintă primele patru porunci pe care le-a dat Dumnezeu omului, întâia dată pe muntele Sinai, prin Sfântului proroc Moise. Și, de fapt, reprezintă toată relația noastră pe verticală cu Dumnezeu. Noi suntem făcuți în formă de cruce, și spiritual, și fizic, și psihologic, și relația noastră, sigur, ca să aibă echilibru, întâi trebuie să se manifeste pe vertical, adică să aibă acea dăruire către Dumnezeu, care să ne mențină într-o stare de pace, de liniște, de bucurie, de binecuvântare, prin această relație cu Dumnezeu care se rezumă în împlinirea poruncilor Lui. Iar împlinirea poruncilor Lui Dumnezeu este cuprinsă în această sinteză a iubi pe Dumnezeu din tot sufletul, cu toată inima, cu tot cugetul și toată puterea. Ceea ce înseamnă să-L recunoști pe Dumnezeu, să-L recunoști pe Dumnezeu ca atotțiitorul și creatorul și purtătorul de grijă al existenței tale, să-L slăvești pe Dumnezeu ca Dumnezeu, care dăruiește totul, să-I dăruiești toate gândurile, adică din tot cugetul, adică întâi, primul gând care să naște în minte să meargă la Dumnezeu și apoi prin Dumnezeu să vină și spre făpturi. Și, zice, din tot cugetul și cu toată puterea ta, adică toate puterile noastre pe care noi le risipim în această lume, în diferite forme, pe orizontal, să le dăruim întâi lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să le binecuvinteze, Dumnezeu să le sfințească, să le întărească și apoi să ne desfășurăm sau să ne manifestăm și pe orizontală, adică cealaltă latura crucii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aceasta înseamnă împlinirea celorlalte șase porunci care sunt date. Să nu furi, să nu ucizi, să nu fii desfrânat, să nu mărturisești strâmb, să cinstești pe tatăl tău, pe mama ta. Și dacă observați, toate celelalte șase porunci reglementează relația noastră cu aproapele nostru. Adică în ele se manifestă iubirea de aproapele nostru. Dar întâi, întotdeauna, mai întâi de toate, noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu. Deci Dumnezeu este necuprins. Și atunci și iubirea pe care o dăruim trebuie să fie necuprinsă. Dumnezeu este infinit. Atunci și iubirea care o cere de la noi și cinstirea este infinită. Dumnezeu, știți că a pus în noi, noi suntem creați după chipul și asemănarea Lui, și a pus în noi o potență, un potențial de a iubi la infinit și de a cunoaște la infinit. Niciodată nu ne împlinim aici pe pământ. Inima nu se umple niciodată de iubire în vecii vecilor, nici mintea nu se umple de cunoștință. Ceea ce înseamnă că e creată de Dumnezeu cu un potențial infinit. Și atunci, dacă e creată așa, înseamnă că numai o persoană infinită o poate sătura de iubire și de cunoaștere, nu una limitată. Om pe om nu se poate mântui, nici nu se poate împlini, ci numai Dumnezeu, cel infinit, îl poate împlini pe om, atât în iubire, cât și în cunoaștere. De aceea zice un mare părinte al secolului 20, părinte cel mai mare teolog grec al secolului 20, părinte Ioan Romanidis, ca și părinte Stăniloae la noi, zice că omul este o ființă tridimensională, teologică, antropologică, cosmologică, că cuprinde în sine tot cosmosul, și că pentru a trăi echilibrat ar trebui omul să dăruiască întâi 8 ore divinității, 8 societății și apoi 8 sieși.
Și așa s-a trăit echilibrată. Adică optorii divinității, laudă, cugetare la Dumnezeu, meditație, rugăciune, adică ce ține Dumnezeu, opt societăți, adică munca care dorim noi și care trebuie să dăruim aproape nostru, dar nu în exces, adică să neglijăm pe Dumnezeu și dăm 16 ore și Dumnezeu nu mai dăm nicio oră. Și cele optoare care ne le dăm nouă, adică hrană, igienă, odihnă, uză o floare, hrănește o pasăre, adică cosmosul din noi. Și atunci viața noastră ar fi frumoasă și armonioasă. Și pentru că săptămâna trecută l-am primit pe Sfântul Alexie, omul lui Dumnezeu, și, mă rog, în condițiile de aici, nu știu cum s-a întâmplat, zilele trecută n-am mai predicat, aș vrea să vă spun, în câteva cuvinte, modelul acesta de iubire a lui Dumnezeu, adică întotdeauna să-L punem pe Dumnezeu deasupra, adică El ține echilibru. Iubirea de aproapele nu poate fi desăvârșită și bună și folositoare decât dacă este conectată la iubirea lui Dumnezeu și dacă vine din iubirea lui Dumnezeu. Adică atunci când îl iubești pe Dumnezeu, din tot sufletul, din toată inima, cugetul, cu toată inima și cu toată puterea, atunci poți să-L iubești și pe aproapele, dar prin puterea lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu. Și acest Sfânt Alexie, care s-a născut pe la 380, cam așa, 390, la Roma, fiul dregătorului Eufimian, un mare senator roman, boier, dregător al împăratului Honorius, care a fost împărat din 395 până în 423. Și în casa acestui om, Honorius, care n-a avut copii multă vreme, s-a tot rugat lui Dumnezeu, la bătrânețe s-a născut un copil care a pus numele Alexie și l-au educat cum au putut ei mai bine, dar copilul s-a îndrăgostit de Sfânta Scriptură, de slujbele bisericești și s-a îndrăgostit de viața aceasta sfântă, frumoasă, dăruită lui Dumnezeu. Și atunci el, când a avut 18 ani sau 22 de ani, până unele biografii, părinții l-au căsătorit cu o prințesă. Și au făcut nuntă, vă închipuiți că a fost episcopul Romei, i-a cununat tot senatul, toți boierii, poate chiar și împăratul, și a fost un mare ospăț. Și atunci el, acest sfânt Alexie, și-a arătat iubirea lui de Dumnezeu mai presus de iubirea de om. Și prin această iubire a lui de Dumnezeu a devenit adevărat iubitor de oameni peste timp. În istorie, el este, alături de Sfinții Apostol Petru și Pavel, ocrotitorii orașului etern, ocrotitorul Romei. Și el, în noaptea nunții, când tatăl său, după ce a fost ospăț, a spus, acum du-te, intră în camera miresei, mireasa te așteaptă, el s-a dus și a pus inelul de logodnă într-o basma și a spus, așteaptă-mă aici și roagă-te ca Dumnezeu să facă voia lui cu noi. Și mireasa a luat și s-a pus pe rugăciune și atunci el s-a dus și a schimbat hainele lui de prinț, toate cu fir de aur, și mă chipuiți că toți nuntașii, dacă erau cu haine cu fir de aur, și a luat bani și câțiva servitori și a plecat cu o corabie noaptea, a ajuns tocmai în Edesa, în capitala vechii Armenii, în Mesopotamia. Și acolo a petrecut ca și cerșetor pe treptele catedralei adormirii Maicii Domnului din Edesa 17 ani. Deci el, un prinț, fiul celui mai important om din Roma, din împărăția romană, a petrecut acolo ca un cerșetor, rugându-se zi și noapte, mâncând o bucățică de pâine, foarte puțin și apă, doar seara și tot ce primea milostenie, dădea la ceilalți cerșetori care erau pe treptele catedralei. Ei, după mai mulți ani, atât har a primit de la Dumnezeu, că noaptea la 12, la rugăciunile lui, se deschideau ușile catedralei singure și intra în catedrală să ruga până la 6 dimineața și la 6 ieșea înapoi, se închidea înapoi. Așa dar de la Dumnezeu a primit. Și la un moment dat, un om duhovnicesc i s-a descoperit, acolo este un om al lui Dumnezeu care atunci când se roagă, să face un stâlp de lumină de la pământ până la cer. Și a văzut acel om evlavios care era responsabil cu altar, un fel de eclesiar, de paracristier, cum parcă bolta bisericii se deschidea
și să făcea o lumină din biserică până la tronul lui Dumnezeu. Și a rămas o noapte închis în biserică și a văzut această minune care se petrecea prin Sfântul Alexie, omul lui Dumnezeu. Ei, când Sfântul Alexie a fost descoperit, el n-a vrut ca să fie cinstit ca un mare, un sfânt, ci a luat o corabie cu gând să plece în altă parte. Dar fără să vrea, corabia a ajuns la Roma printr-un naufragiu și atunci el, vă închipui, s-a trezit după 17 ani în orașul lui natal. Și a văzut pe tatăl său, pregător eufimian, cu toată slava lui, cu 200 de servitori, cu cingători de aur, cu toate aceste mărimi, dar cu tot timpul cu ochii lacrimi, care făcea sute de milostenii, hrănea toți săracii din Roma, în numele fiului său pe care îl pierduse. Nu mai știa unde este. Soția nu s-a mai căsătorit niciodată, a rămas acolo acasă părintească, ci în doliu, cernit, mama lui plângea într-una și o mare durere care se putea alina doar cu rugăciunea către Dumnezeu. Și în această stare a lor, el a văzut pe tatălui și atunci el i-a cerut un favor și a spus: Mărite domn Eufimian, eu sunt cerșetor sărac, te rog să mă lași în curtea palatului tău să-mi fac o colibă mică ca să nu stau în stradă. Și acolo, în acea colibă mică, eu să stau să mă rog zi și noapte, eu mănânc pâine și apă, dacă pentru ce privesc, ce mi s-a rugat. Și eu să mă rog lui Dumnezeu pentru tine, pentru familia ta și dacă ai pe cineva din ai tăi, cei dragi din familia ta, plecați departe, Dumnezeu să ți-i întoarcă înapoi. Ei, vă închipuiți că o săgeată s-a înfipt în inima pregătorului Eufimian când i-am pomenit de cineva plecat departe, care era fiul lui. Și a vărsat lacrimi și l-a primit cu drag. Și și-a făcut o colibă acolo în curtea casei, palatului lui Eufimian. Ei, a stat acolo alți 17 ani. Ei, acum vă închipuiți ce iubire de Dumnezeu a avut Sfântul Alexie, care i-a dat așa putere, adică prin rugăciune să iubească pe tata, pe mama și pe porumbița lui, care a rămas fecioară în casa părintească, și să-i vadă toată ziua trecând și plângând și el să stea să se roage pentru ei și să nu se descopere cine îi. Vă închipuiți ce putere, ce rugăciune, ce har. El îi da de Sfântul Teofan Zăvorâtul modelul adevăratului credincios, care poate să iubească pe toți și pe toate, familie, copii, soție, fraților, prin Dumnezeu, să iubească prin Dumnezeu. Îl iubește pe Dumnezeu și prin Dumnezeu îl iubește și pe ei. Și au trecut încă 17 ani, el a răbdat multe acolo ca alți slujitori de la curtea tatălui său, fosta lui curte. Îl scuipau, aruncau lături pe el, așa cum se întâmplă cu cerșetorii. Și el răbda, niciodată nu se supăra. Și la un moment dat, când deja prin 431 era papa Romei Inocențiu al II-lea, a auzit un glas de la Sfântul Altar într-o duminică la catedrala Sfântul Petru din Roma, vechea catedrală, care a zis: căutați pe omul lui Dumnezeu ca să se roage pentru cetatea aceasta și veți fi păziți, că foarte multe invazii barbare veneau și devastau Roma. Așa s-a și pierit Imperiul Roman de apus. Și atunci ei au căutat în tot orașul un om al lui Dumnezeu. Nu l-au găsit. Și după ce trei duminici la rând, a treia oară a zis: căutați pe omul lui Dumnezeu. Și a treia oară glasul Duhului Sfânt, glasul lui Dumnezeu din altar a spus: căutați-l în casa lui Eufimian, dregătorul. Și atunci împăratul și papa, arhiepiscop, tot i-a zis: păi, dregătorul Eufimian, care era un fel de prim-ministru, cel mai important dregător, cum de nu ne-ai spus că tu ai un om al lui Dumnezeu în casa ta? Și l-a spus: eu nu știu să am un om al lui Dumnezeu într-un mod special. Și au venit cu toții și au căutat și atunci cineva din servitorile lui a spus: poate acel cerșetor care i-a făcut colibă acolo la poarta ta, poate el e omul lui Dumnezeu, că l-am văzut că nu mănâncă numai seara foarte puțin, e numai piele și os, era oasele galbene încă din viață. Și el se roagă într-una și nu se supără oricine ce-i zice, dacă îl scuipă sau îl vorbește, el rămâne la fel de liniștit și poate el o fi un om al lui Dumnezeu. Ei, când s-au dus în acea colibă, l-au găsit pe Sfântul Alexie că își dăduse sufletul lui Dumnezeu. El, înainte de a pleca, a cerut o hârtie și un creion și
Pe o pagină a scris foarte pe scurt istoria vieții lui. Și a zis, să mă iertați, dragii mei părinți, că am plecat din casa voastră, iată acum 34 de ani, din iubirea lui Hristos, și prin iubirea lui Hristos m-am rugat lui acolo unde am fost în Edesa și acum aici și vă priveam cu drag de 17 ani în fiecare zi cum treceați prin fața ochilor mei în lumina lui Dumnezeu și cu mare iubire vă iubeam și tot timpul m-am rugat pentru voi și am fost părtaș suferinței voastre care știam că a suferit atât pentru mine. Și de aceea vă rog să mă iertați, dar eu am care a dat-o Dumnezeu, adică să-L iubești pe El din tot sufletul, din tot cugetul, din toată inima și cu toată puterea. Și prin El v-am iubit și pe voi cu adevărata iubire. Și atunci au desfăcut când au văzut Papa a poruncit arhidiaconului să ia acea hârtie, să o citească în auzul tuturor și când a citit-o, părinții lui au început să plângă în hohote. Mama lui mai ales, mă închipuiți 17 ani, fiul pe care îl iubea atât de 30 de ani, l-aștepta să-i stea cerșetor la ușă 17 ani și să nu-l recunoască prin Harul lui Dumnezeu. Și atunci, sigur că toată lumea, tot orașul de s-a bucurat, ei plângeau, dar plânsul lor s-a transformat în bucurie, pentru că imediat, la 3 zile, trupul Sfântului Alexi a început să izvorască mir, și bună mireasmă și au fost ținute câteva săptămâni moștile lui în mijlocul orașului și s-a închinat tot orașul. Și a devenit, iată, Sfântul Alexie, ocrotitorul orașului Roma. Iată, prin iubirea cea mare a lui Dumnezeu care a avut-o. Și părinții lui care, sigur că au plâns omenește, a fost o durere pentru ei să plece fiul cel iubit, singurul lor fiu, mireasă, să rămână singură noaptea nunții, să stea 34 de ani ca o turtureală părăsită de turturel, singură, mă închipuiți, omenește vorbind, dar toate lacrimile acestea și ei le-au spiritualizat, le-au transformat în rugăciune și prin rugăciune în iubire de Dumnezeu. Și iată că prin această iubire au ajuns și ei să fie pomeniți pe veci. Dacă nu erau o familie care a trăit între milioanele sau miliarde de familii pe pământ, nu se mai știa nimeni de ei. Iată, dar iată, prin iubirea Sfântului Alexie de Dumnezeu, El e cel mai mare sfânt, dintre cei mai mari sfinți din istoria omenirii, umanității, și iată că și părinții lui au rămas pomeniți în istorie. Iată, mari și ei se bucură cu El în cer. Vă închipuiesc cine El în cer acum, Sfântul Alexie. Și iată, vedeți, deci cât de importantă este iubirea lui Dumnezeu și cât de importantă este această străduință noastră de a-L iubi pe Dumnezeu din tot sufletul, din tot cugetul, cu toată inima și cu toată puterea noastră. Să ajute Sfântul Alexie, Maica Domnului, Sfântul Ioan Botezătorul, Sfântul Nicolae, toți Sfinții, ca să înaintăm în acest post. Postul, să știți, înseamnă să postești de vid, de golul lui Dumnezeu, care se umple de ură, de altceva satanic, și să te umple de iubire. Postul zice că nu înseamnă o lipsă, ci postul înseamnă un surplus, adică să te umpli de iubirea lui Dumnezeu, să ai mai multă iubire în post decât în restul anului. Așa iubire de prisositoare a avut Sfântul Alexie și pentru rugăciunile lui să avem și noi. Amin.